Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus Punctul PI. Vorbim în această seară despre performanță, vorbim despre ce ne este nouă mai drag, copiii, vorbim despre proiecte dedicate lor și care i-ar ajuta într-un fel sau altul și chiar îi ajută să se dezvolte așa cum ne dorim fiecare dintre noi. Invitatul meu în această seară este domnul Robert Harabagiu, profesor în cadrul Colegiului Tehnic Buzău, responsabil proiecte europene. L-am invitat în această seară pe domnul profesor pentru a vorbi despre o performanță realizată la nivelul Colegiului Tehnic. Este o performanță la nivelul județului Buzău, cel de-al patrulea an consecutiv în care o unitate școlară câștigă un proiect pe fonduri europene, un proiect cu ajutorul căruia 10 de elevi, și nu o să spun 50, 90 sau 100, spun doar 10 de elevi, pentru că veți vedea îndată despre de ce folosesc această idee, 10 de elevi beneficiază de practică în străinătate, în speță în Portugalia, practică în adevăratul sens al cuvântului, au parte și de bani de buzunar, o sumă serioasă, aproximativ 800 de euro. Este vorba despre proiecte care, așa cum îmi place mie să spun, sunt dezvoltate în spiritul educării și promovării elevilor noștri. Bună seara, domnule profesor, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară. Știu că aveți foarte mult de lucru, știu că stați foarte mult timp în fața calculatorului pentru a urmări cum se desfășoară proiectele la care dumneavoastră aplicați. Iată, vorbim despre o nouă performanță a Colegiului Tehnic. Este practic a patra generație care va beneficia de acest stagiu de practică în Portugalia. Da, este a patra generație, ne bucură foarte mult acest lucru pentru că, practic, în acest moment, tot ceea ce avem pe băncile școlii urmează să plece în străinătate. Cei de clasa 12 au terminat astăzi cursurile și au fost plecați în 2013 când erau clasa 9 în Valencia, în Spania sau în Praga, în Portugalia. Au fost 40 de elevi care au plecat atunci. Tot 3 săptămâni de practică. Anul trecut, cei care sunt acum clasa 11, erau clasa 10, au plecat în stagiul de pregătire practică, au fost 57 de elevi. Urmează săptămâna viitoare, sâmbătă, pleacă deja primul flux de 21, peste o săptămână încă 63, deci în total 84 de elevi care vor pleca pentru 3 săptămâni de practică în Portugalia și deja am primit aprobare pentru anul următor, tot pentru clasa a 10-a, deci cei care acum sunt clasa a 9-a, avem 60 de elevi care vor putea efectua practică în străinătate. Deci în ultimii ani avem asigurați absolut tot, a 12-a, a 11-a, a 10-a și a 9-a. Practic, anul acesta, la examenul de bacalaureat, putem vedea și rezultatele muncii acestor elevi de a se califica, pentru că nu pleacă oricine așa în acest stagiu de practică, de a se califica pentru plecarea în Portugalia. Da, nu pleacă oricine, este o concurență în rândul elevilor, concurență cu rezultate benefice, pentru că principalele probe, să zicem așa, le reprezintă pregătirea lor, numărul de absențe redus, deci lucrurile acestea se văd în special în pregătirea lor. Totuși, atrag atenția că pentru plecarea lor nu-i selectăm pe baza notelor de la română și matematică, probele de la bacalaureat. Fiind proiecte practice, proiecte de practică în străinătate, contează foarte mult meseria, cât de bine sunt pregătiți pe modulele lor de specialitate. Sunt niște proiecte speciale ale Colegiului Tehnic în care punem accent pe practică, pentru că până la urmă scopul liceului nostru, obiectivele sale, sunt chiar să formeze elevii în meseria lor. Noi am vrut ca această meserie să fie la standarde europene și de aceea am făcut proiecte speciale pe acest domeniu. Deci selecția lor, după cum bine știți deja, probele sunt cele de specialitate, modulele de specialitate, dar și de limba engleză, pentru că acolo trebuie să comunice în limba engleză. Numărul de absențe, evident, cât mai redus, pentru că nu vă ascund faptul că pentru plecarea de sâmbătă, astăzi le-am virat banii de buzunar după ce am mai verificat odată numărul de absențe. Deci dacă astăzi un elev avea 11 absențe, deja îl înlocuiam cu altul din listă și nu mai
îi viram banii necesari pentru plecare. Deci până în ultimul moment, iar în ceea ce privește avionul, deja undeva pe miercuri, joi, trebuie să comunic numele pasagerilor. Deci nu este o certitudine, chiar dacă i-au fost selectați din decembrie, listele au fost actualizate, s-a ajuns în unele cazuri la a cincea rezervă din listă, deci nu este o certitudine că te-ai calificat în decembrie și gata. Nu, trebuie să în continuare să te ții serios de treabă. Este adevărat, domnule profesor, spuneți că nu notele la matematică și limba română fac diferența. Însă un elev care înțelege că pentru a pleca în acest stadiu de pregătire trebuie să se pregătească zdravăn, nu o va face doar la materiile de specialitate și la limba engleză. Odată pornit acest mecanism de pregătire, sunt convinsă că se vor pregăti și la matematică, și la română, și la celelalte materii pe care le vor susține la bacalaureat, doar pentru a demonstra că merită să fie acolo. Și pentru asta, și pentru că în momentul în care începi să înveți deja, îți dai seama că poți și că este ușor până la urmă și că rezultatele se văd, iar pe de altă parte, pentru că mulți dintre ei își doresc să facă ceva mai departe, își doresc, văzând ceea ce se întâmplă în străinătate, să meargă să-și continue studiile, eventual chiar în străinătate, sau să se angajeze în străinătate, și atunci sunt conștienți de faptul că au nevoie de diploma de bacalaureat, au nevoie de rezultate cât mai bune, au nevoie să fie pregătiți în toate domeniile, pentru că nu se știe până la urmă ce se rezervă viața și poate nu ajungi să profesezi chiar în domeniul tău de activitate pentru care te-ai pregătit. Suntem mulți care suntem în acest caz. Perfectă dreptate aveți. Eu cred că sunt cel mai bun exemplu în acest sens. Anii trecuți ați avut un număr mai mare de elevi. Anul acesta aveți un număr ceva mai mic, dar nu foarte mic. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Problema este în felul următor. Anul trecut am avut 57, acum avem 84, deci într-adevăr un număr mai mare, iar pentru anul viitor ne-au fost aprobați doar 60 de elevi, doar 60 de mobilități, deși noi cerusem undeva 96. Ce se întâmplă? Au fost proiecte foarte bune și al nostru a fost foarte bun pentru că a fost evaluat cu un punctaj foarte, foarte mare, 91 de puncte din 100, fiind în ierarhie undeva pe locul 4 după 3 alte aplicații și, bineînțeles, separat cele 3 care aveau carte veto, să insist mai târziu pe acest aspect. Spuneam deci că am avut un punctaj foarte bun, locul 4, din 237 de aplicații. Locul 4 la nivel național, ca telespectatorii noștri să înțeleagă. Locul 4 la nivel național din 237 de aplicații depuse la nivel național de către liceele tehnice. Atenție, pe acest tip de proiect nu pot aplica decât liceele tehnice și liceele teoretice pe partea de matematică informatică pentru practică în domeniul informaticii. Deci și aceștia au posibilitatea să aplice. Spuneam că a fost un proiect, sunt convins, bun din moment ce a fost evaluat așa de bine, numai că propusesem un buget foarte mare, deja erau multe licee cu buget foarte mare și pentru a asigura probabil o egalitate de șanse, pentru că noi nu am primit un feedback până în acest moment de la agenție, s-a hotărât reducerea numărului de mobilități, în special acolo unde în ultimii ani au mai accesat, pentru că m-am uitat pe rezultate și s-au redus exact la liceele care mai accesase și în ultimii ani. Într-un fel este normal, pentru că trebuie să asigure egalitate de șanse, să face o discriminare, să zicem, pozitivă. Pe noi ne-a afectat puțin acest lucru, dar până la urmă ne-am gândit că nu este o problemă majoră. Oricum, 60 înseamnă mai mult decât au fost anul trecut, 57. Va fi o concurență mai mare, elevii își doresc mai mult acest lucru și probabil că rezultatele vor fi mai spectaculoase. Vom fi mult mai atenți și mai riguroși la selecție. Nu aveți o misiune ușoară, mai ales că atunci când te duci în mijlocul elevilor și le simți dorința de a participa la un astfel de stagiu de practică, tinzi la un moment dat să fii subiectiv. Nu e și cazul dumneavoastră, pentru că eu personal cunosc cât de riguros sunteți la clasă. Nu este prima dată când recunosc faptul că domnul Harabagiu mi-a fost profesor în clasa noua de liceu. Vorbeați la un moment dat despre această carte veto. Ce înseamnă și când o veți câștiga dumneavoastră? Cartea VET,
Deci, VET este o recunoaștere a proiectelor derulate într-un liceu tehnic. Poți să aplici pentru cartă VET doar dacă ai minim 3 proiecte încheiate la data aplicării, lucru pe care îl vom îndeplini la 1 septembrie, iar aplicații, din câte știu, o să depun undeva în octombrie, pentru că vom finaliza acest al treilea proiect undeva la sfârșitul august, teoretic. Practic, la noi se încheie deja peste 4-5 săptămâni când se întorc elevii, dar mai au de completat rapoarte și partea de diseminare care trebuie să o continuăm. Spuneam că vom aplica pentru această carte VET. Avem 3 proiecte încheiate și evaluate pozitiv de Agenția Națională, proiecte mari, deci nu se pune problema să fie proiecte micuțe orientate doar spre un anumit sector de activitate, pentru că, după cum bine știți, luăm din toate domeniile. Acesta este lucrul cel mai greu să facem la proiectele noastre, pentru că ar fi mult mai ușor să facem un proiect centrat numai pe o specializare și am avea spațiu suficient să ne desfășurăm, să explicăm acolo de ce trebuie să plece elevii noștri în acest domeniu. Odată obținută cartea VET, timp de 3 ani, aplicațiile noastre viitoare vor fi mult mai simplificate, pentru că nu mai trebuie să îndeplinim toate condițiile, ci doar cele privind calitatea aplicației, și anume să obținem punctajul minim de 60 de puncte pentru calitate. Dacă vă spun că acum am luat 91 de puncte, vă imaginați că o aplicație de 60 de puncte este foarte, foarte ușor de realizat. Și în momentul ăla, practic, suntem în afara competiției, adică nu mai concurăm cu celelalte 237 de licee. Practic, într-un fel sau altul, cu un pic de muncă, aveți locurile asigurate. 99,99%, adică ar fi aproape imposibil pentru o echipă care a implementat proiecte evaluate cu peste 90 de puncte să facem o aplicație nouă care să aibă sub 60 de puncte. Adică deja însemna ceva. Știți de ce am punctat acest aspect? Pentru că vreau ca telespectatorii noștri, părinții elevilor de clasa a 7-a, a 8-a, să înțeleagă că începând din acest an, practic, la colegiul tehnic, astfel de proiecte sunt cam bătute în cuie, cam asigurate. Deja au fost asigurate până cele care le-am obținut și spuneați mai devreme că devenim un pic subiectivi în evaluare. Da, începem să devenim, pentru că deja îi vedem pe elevi că vin la noi mulți pentru aceste proiecte. Deci în momentul în care ne ducem la clasa a 9-a și vorbim un pic despre aceste proiecte, deja ei știu despre ce este vorba. Știți foarte bine că merg mulți elevi, iar acești mulți elevi sunt foarte mulți de la țară, pentru că noi avem peste 80% dintre elevi sunt din mediul rural. Nu avem un bazin, colegiul tehnic nu are un bazin al lui, să zicem, elevii din regiunea asta vin la colegiul tehnic. Sunt într-adevăr regiuni din care vin mai mulți, dar avem absolut din toate regiunile, începând de la Siriu-Nehoiu, mergând în jos, spre sud, est-vest, deci absolut toate comunele. Făceam la un moment dat o socoteală, când adunam vreo 200 și ceva de elevi, să zicem, într-un an, erau cam din 100 de localități distincte. Deci deja acest lucru spune multe. Mulți își aduc automat frații, surorile la noi, pentru că vin la noi și doresc să-și aducă și rudele. Iar acum spuneam că într-o comună mică, într-un sat mic, în momentul în care un copil pleacă în străinătate, el care n-a mai fost în București, poate n-a văzut nici capitala, exact. Exact, în momentul ăla cam tot satul știe și știe că pleacă, știe că primește bani de buzunar. Deci deja despre proiectele acestea se vorbește de câțiva ani buni în județul Buzău. Ne bucură acest lucru și ne bucură că am reușit acest lucru să facem să devină deja o certitudine, pentru că în momentul acesta este o certitudine. Din momentul în care toate clasele au plecat, automat premisele sunt să plece în continuare foarte clare, pentru că nu avem cum să pierdem în continuare, să nu facem proiecte de minim 60 de puncte. Ne vom gândi ce vom face mai departe, dar în mod sigur proiectele acestea vor continua, pentru că până la urmă este o așteptare, o simțim asta și este o presiune pe noi, pentru că știm că elevii își doresc foarte, foarte mult astfel de proiecte. Da, dar pentru a participa la astfel de proiecte este nevoie să îndeplinească niște condiții. Vreau să punctăm un pic aceste condiții, pentru că nu vreau ca părinții din fața televizoarelor să creadă că cine știe ce le cerem noi elevilor. Nu, practic noi, dumneavoastră la colegiul tehnic, le cereți elevilor un
un strop de normalitate, să vină la școală în mod regulat, să nu o absenteze, să învețe pentru materiile pe care le au în fiecare zi și să se comporte cuvincios. Da, haideți să începem cu începutul. Ce vor face ei acolo practică? Pentru că mulți îmi spun, păi se duc să muncească. Nu, nu se duc să muncească. Ei au în curricula de specialitate, la sfârșitul anului școlar, la clasa a 9-a sau a 10-a în cazul acesta, au 3 săptămâni de practică. Deci după ce au încheiat cursurile normale la clasă, trebuie să facă 3 săptămâni de practică. Aceste 3 săptămâni de practică înseamnă în esență 3 săptămâni, ori 5 zile, ori 6 ore pe zi, un total de 90 de ore de practică. Aceste 90 de ore de practică ar trebui să le facă ori în atelierele școlare, ori la agenți economici. Recomandarea este să facă la agenți economici, pentru că până la urmă este deja mult mai facilă tranziția de la școală la viața activă. Elevii se obișnuiesc să lucreze în firmele respective. Unde? Fiecare în domeniul său de activitate. Destul de dificil, pentru că până la urmă în clasa 10 nu au o specializare bine definită. Ei sunt pe domenii, pe mecanic, pe electronică, pe economic. Noi însă încercăm să-i plasăm acolo unde o să-și continue după aceea studiile din clasa 11, ei dobândesc, ei merg pe o specializare și încercăm să-i ducem în domeniul respectiv, administrație sau partea de contabilitate, activități economice sau partea de tehnică de calcul sau, eu știu, transporturi, mecatronică, și de aceea noi cam din clasa 9 știm, clasa aceasta va fi clasa de mecatronică, clasa aceasta de transporturi. Bineînțeles că ei se pot muta în funcție de cum își doresc mai departe să-și continue studiile. Au acest drept. Ce fac ei în străinătate? Fac ceea ce ar fi făcut și în țară, dar la alte standarde de calitate. Spun asta pentru că în România oricum nu ar fi dotarea care este în străinătate și în plus în România, am mai explicat acest lucru, este foarte greu să-i plasăm la sfârșitul anului pe toți elevii la firme, pentru că Buzău până la urmă nu are cum să asigure practică pentru toți elevii de la toate liceele tehnice în același timp în firmele respective. Și atunci încep să facă în atelier și este cu totul altceva să faci practica în școală decât la agenții economici. Deci nu se duc să muncească, nu au cum să muncească. Se duc acolo, să învețe. Se duc să învețe. Nu fac practică mai mult de 6 ore pe zi, nu fac practică sâmbătă și duminică, deci ei efectuează stagiul de practică de 6 ore pe zi, cam aceleași competențe pe care și aceleași activități pe care le-ar fi făcut și în țară, numai că după cele 6 ore sunt liberi, teoretic, practic sunt cu noi și atunci automat trebuie să le găsim alte activități. Iar sâmbăta și duminica au prevăzute vizitele culturale, excursii în regiune care sunt deja achiziționate, plătite și așa mai departe. Cum îi selectăm? Nici asta nu este foarte, foarte complicat. Adică, vedeți că era, dacă aș fi avut un proiect în care trebuiau să plece din colegiul tehnic 4, 5, 6 elevi, atunci, într-adevăr, ar fi fost foarte, foarte dificil. Dar numărul lor este foarte, foarte mare. De obicei, cam jumătate dintr-o clasă pleacă. A pleca jumătate dintr-o clasă presupune deja că este ușor de atins acest obiectiv. Adică eu m-am pus în locul unui elev și am zis, pot eu să fiu primul din clasă? Nu pot, pentru că elevul acesta, colegul meu, are deja note mult mai bune ca mine, știe mai multe ca mine și învață toată ziua. N-am cum să-l depășesc. Dar pot să demonstrez că vreau. Dar pot să mă situez în prima jumătate din clasă. Important este să nu fiu în a doua jumătate din clasă. E pare un obiectiv ușor de atins a te situa în prima jumătate. Este mai greu să te situezi între primii 2, 3, dar prima jumătate este mai ușor de atins. Pe de altă parte, există și varianta cealaltă în care un elev foarte bun zice, păi eu cum voi fi selectat că sunt cel mai bun, dar pot să existe oricând alții care să învețe mai bine și să-l depășească pe partea aceasta scurtă, pentru că noi facem evaluarea inițială undeva în decembrie, evaluarea inițială în cadrul proiectului. Școala începe pe 15 septembrie, deci contează notele de la module dintre 15 septembrie și 15 decembrie, notele la engleză, testul făcut de evaluatori externi, și mereu insist pe acest lucru, avem evaluatori externi cu care colaborăm, care nu sunt din școală și care ne fac subiecte tocmai pentru a nu compara mere cu pere, sunt clase diferite, sunt profesori diferiți, și atunci zicem ok, haide să fie un test unic, și are destul de mare pondere testul evaluatorului extern,
la unele specializări chiar apelăm la Ministerul Educației, avem specialiști din minister care ne trimis subiectele. Spuneam că aceste note contează foarte, foarte mult, contează numărul de absențe, după care am făcut o primă selecție. Cam 80% din această selecție rămâne oarecum bătută în cuie, însă sunt rezervele care pot oricând să ia locul celor calificați deja. Și am participat la o astfel de întâlnire în care ați anunțat că, practic, rezervele au luat locul titularilor. Da, dacă titularii au derapaje, să zicem, în pregătire, dacă nu participă la toate activitățile de pregătire, pentru că noi din decembrie începem un program de pregătire suplimentară, începem pregătirea lingvistică la limba engleză, pentru că chiar dacă ei ar avea ceva cunoștințe de limba engleză de la școală, au nevoie de o engleză tehnică. Termen de specialitate, exact. O engleză în domeniul de activitate și automat trebuie un program de pregătire centrat pe această terminologie tehnică. Beneficiază, bineînțeles, și de un program de pregătire pedagogică culturală, le explicăm mai departe ce au de făcut, ce reguli au de făcut acolo, pentru că ajung într-o țară străină în care trebuie să respecte regulile de acolo. Și lucrurile sunt destul de complicate, pentru că după cele 6 ore de la școală, mai trebuie să stea o zi sau două pe săptămână pentru a mai face încă 2 ore de pregătire lingvistică într-o zi și pedagogică culturală în altă zi. Este greu. Lucrul acesta nu îi ajută doar în stagiul de practică. Lucrul acesta îi ajută în viața lor de adulți ulterior, după finalizarea studiilor liceale. Sunt de acord cu dumneavoastră și în plus va conta foarte mult. Pentru și că lucrurile astea se fac absolut gratuit, deci nu obligă nimeni pe nimeni, nu se plătește niciun fel de pregătire, poate părinții ar fi dispus să plătească o pregătire pentru limba străină și iată că se întâmplă absolut gratuit. Și nu numai acest lucru, deci beneficiază de pregătire, atât cei calificați cât și rezervele, pentru că nu știm dacă rezervele trebuie să ia locul, trebuie să parcurgă modulul respectiv și în plus primesc la sfârșitul perioadei de pregătire, primesc un certificat eliberat de un furnizor de formare acreditat cu toate actele normal verificate, primesc un atestat lingvistic, atestat pe care școala nu îl poate da pentru că nu este acreditată în acest domeniu și primesc atestatul cu competențele dobândite, competențele lingvistice, mai ales pe partea de tehnică. Eu cred că în CV-ul lor va cântări foarte și cântărește foarte mult acest atestat lingvistic. Da, o să vorbim îndată și ce înseamnă pentru CV-ul elevilor care participă la astfel de stagii de practică această experiență. O să vorbim și despre cât de schimbați se întorc elevii de acolo, dar asta numai după o scurtă pauză publicitară.